persoane care vindeau țigări pe străzi și în piețe au fost depistate ieri de către polițiștii constanțeni. Acestea s-au ales cu dosare penale, iar țigaretele au fost confiscate. Polițiștii din cadrul secțiilor 2 și 4 Constanța au reperat ieri 3 persoane care vindeau țigarete netimbrate într-o piață, dar și într-o zonă limitrofă a municipiului. Primele două au 36, respectiv 56 de ani, iar cea de-a treia persoană este în vârstă de 50 de ani. Polițiștii din cadrul secțiilor 2 și 4 de pe raza municipiului Constanța au acționat și în data de 14 februarie anul curent pentru prevenirea și combaterea faptelor care contravin comercializării în mod legal a produselor din tutun. Astfel, polițiștii constanțeni au depistat pe raza unei piețe agroalimentare din municipiul Constanța, dar și într-o zonă limitrofă a municipiului, 3 bărbați, toți din Constanța, care ofereau spre comercializare diferitelor persoane cantități de țigarete netimbrate de diferite mărci. În toate cauzele, polițiștii constanțeni au ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de țigarete, iar cei 3 bărbați s-au ales cu dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Polițiștii au confiscat țigaretele, iar cei 3 bărbați s-au ales cu dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.